Rocada mare din fruntea primăriei Râmnicului, în care într-o zi este primar interimar Ion Gigi Matei și în altă zi Eduard Vârlan, nu face bine nimănui. La fel spune și Vârlan, la puțin timp după ce a votat schimbarea echipei din fruntea executivului. Cred că la ora actuală sunt, să zicem așa, viceprimarul sau primarul cu cele mai multe mandate, dar de fapt, dacă stăm să le luăm ca timp, e cea mai scurtă activitate în cadrul primăriei a unui viceprimar. Trebuie să vă spun că nu fac bine primărie și eu am făcut apel și la domnul prefect și la ceilalți consilieri să iubească orașul. Mi s-a părut un lucru inadmisibil ca colegul meu Ion Gigi Matei să nu meargă la București, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, să semneze miercuri, în data de 3, un proiect, un contract de finanțare în valoare de 46 de miliarde. Este un contract care se referă la locuințele sociale care le-am construit pe amplasamentul fostului cămin de bătrâni. Știu că sunt lupte politice, am făcut apel la toți consilierii să facem o echipă. Este, cred că, cel mai greu an prin care a trecut vreodată primăria Râmnicu-Vâlcea. În afară de proiectele care sunt în lucru pe fonduri europene în cadrul primăriei, mai sunt și proiectele tot pe fonduri europene pe post mediu de la Apavil, care trebuie să terminate până la sfârșitul anului și dacă mai adăugăm și proiectele CET-ului, care sunt iarăși pe fonduri europene, vă dați seama că sunt foarte multe proiecte care trebuie să terminate până la sfârșitul anului. Și atunci trebuie ca toți să depunem toate eforturile, să coordonăm cât mai bine activitatea în municipiul Râmnicu-Vâlcea. De asemenea, vreau să spun că în continuare noi vom lupta ca proiectul cu piața centrală să nu fie început anul acesta. Deci, după părerea noastră, este o mare greșeală să-l începem anul acesta, proiectul cu piața centrală și proiectul cu pasajul de la Hermes. N-am susținut că sunt niște proiecte inutile. Vis-a-vis de piața centrală, noi am cerut o modificare de proiect, iar proiectul pasajul de la Hermes, noi am susținut că trebuie să fie făcut din bani europeni și după finalizarea proiectului cu zona centrală, pentru a avea un culoar sud-nord de trecere pe municipiul Râmnicu-Vâlcea. Cei mai bulversați sunt funcționarii publici din cadrul primăriei Râmnicului, care nu mai știu de ordinul cui să asculte. Cum amândoi viceprimarii cu atribuții de primar au fost astăzi în sediul instituției, bulversarea este lesne de înțeles.